Cum ți se pare zona și de ce ați ales să veniți aici în zona? Păi, noi suntem din București și căutăm, tot timpul căutăm să evadăm în spații din astea unde ne bucurăm de natură, de aer curat, de priveliște. Zona asta este spectaculoasă din punct de vedere al peisajului. Aerul, totul este diferit. Căutăm locuri diferite, căutăm locuri unde să ne simțim noi, să ne întoarcem un pic la origini. Și aici chiar se întâmplă lucrul ăsta. Drumul e spectaculos. Oamenii sunt liniștiți, îți dau vibe-ul lor, starea asta de liniște. Și locația e superbă, adică, nu știu, obișnuit de la luxul de acasă și de la luxul din București sau din zonele astea foarte dezvoltate, venim aici și ne bucurăm practic de lucrurile simple care ne fac fericiți cu adevărat. Și liniștea asta sufletească, este genial. Domnul primar, drumul pe aici pe o localitate va deveni unul foarte frumos. Ce ne puteți spune? Da, va veni un drum foarte important, un drum de importanță foarte mare, drum care cuprinde un oraș și patru comune, Aiud, Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium. V-am spus, va fi de o importanță, se va dezvolta zona, mai ales agroturismul. Ar fi nevoie și de locuri de muncă, dar mizăm pe faptul că se dezvolta și locurile de muncă, că de strictă necesitate ar fi. Și acum e foarte bun dacă se asfaltează, să ăsta va veni turiști. E un avantaj foarte mare. Foarte, foarte mare, că până acum a fost un drum de piatră, de pământ, rău, nu se putea circula. Dar acum, dacă se face, o să fie și turismul și o să avem și noi care suntem, avem animale, să putem vinde poate un produs la ăștia care vin, turiști și așa mai departe. Ce să zic, și noi, dacă mergem la oraș să ne luăm ceva, că trebuie să mergem să ne luăm pâinea, să ne mai luăm câte ceva, mergem și noi cu o mașină, nu ne... Circulația asta e foarte important. Maxim de bun. Păi important se pare că se mișcă lucrurile. Deja apar cabane noi în zonă, e plin. Poate de acum 10 ani când am venit era pustiu. Nu trecea o mașină. Și acum? Și acum e dezastru. Este foarte important. Calea de acces este o problemă, mai ales în România unde drumurile sunt cum sunt. Și se pare că aici va fi ceva, fac ceva foarte, foarte mișto. Adică o șosea care se desenează frumos, un peisaj frumos și mai ales pentru pasionații de mașini cărora le place să meargă cu viteze, prin curbe, prin să admire peisaje, este genial. Practic cred că va fi a treia șosea ca importanță în România după Transalpina și Transfăgărășan. Așa se conturează. Acum vom vedea. S-a ajuns cu pietruirea la Bucium, cu pietruirea s-a turnat ieri și primul strat de asfalt și eu zic că undeva în procent de 40%. S-a lucrat destul de binișor. Dacă ne ajută și timpul, sper că pe toamnă să avem la limita de comună asfaltul, primul strat de asfalt. Ce pot vedea turiștii care vin în zonă? Păi zona încă e sălbatică, e o zonă nedescoperită, nealterată, e o zonă frumoasă. E o frumusețe foarte, foarte mare, că au și început să vină până nu, acum deja au început, că nu s-a terminat încă drumul și mă gândesc că după ce se termină o să fie puhoi de lume, pentru că e frumos, e peisajul, cheile, e udalopapară, e stâncile astea, e peisaj, pădure, aer curat, cred că toate. Avem și trecerea din cheile Râmețului la Huda lui Papară, avem și un muzeu etnografic, o casă tradițională la Brădești, avem muzeul mănăstirii, s-a mai făcut un paracris la izvorul Sfântului Ghelase, care e de importanță mare, și mănăstirea Râmeț, care fiind una din cele mai vechi mănăstiri din țară, din Ardeal. Au ce să viziteze. Și mai mult decât atât, avem cele mai multe gospodării cu paie, cu acoperișuri de paie, cred că din țară. Deținem grajduri, cât și case.
care sunt foarte căutate de turiști. Nu vor altceva decât să vadă o casă cu un acoperiș de paie. Tot ce e pe lumea asta, e raiul pe pământ în zona asta. Este un drum care va fi modernizat pe o lungime de aproape 80 de kilometri, mai precis 78,5 kilometri. Va fi modernizat complet. Este cea mai mare investiție de acest gen care se desfășoară pe un drum județean din România. Valoarea investiției este de 40 de milioane de euro.